Are 22 de ani, e luptător de K1, dar și pompier. Oamenii sunt adesea surprinși când află ce profesie are și nu odată a fost sfătuit să renunțe. Nicolae respinge însă toate îndemnurile în acest sens și spune că va face exact ce și-a dorit din adolescență. Toți vor, dar puțin care ajung să devii pompier. Trebuie trei de caracter. Sunt zile în care poți să nu ai nimic, nicio intervenție, dar sunt zile în care ajungi acasă foarte obosit și nu mai vrei nimic să faci, doar decât să stai restabilești. Recunoaște, primele două săptămâni de lucru au fost cu adrenalină sporită, însă sportul pe care îl practică l-a disciplinat încât ai spune că e pompier de o viață. Când am aflat că îmbrăcarea echipamentului de luptă trebuie în practic 30-28 secunde, sunt rămas uimit, dar timp cât mai des îmbraci acest echipament, cât mai repede poți să-l faci. Colegii l-au acceptat ca pe un adevărat camarad. Cum altfel, au lângă ei un dita mai campion. Am avut foarte multe intervenții împreună cu Nicolae și, sigur, la început, pentru fiecare sunt emoții, adrenalină, dar cu timpul am văzut că a intrat destul de bine în familia noastră și se comportă destul de normal. Ieșirile sale pe ring sunt spectaculoase, iar sala reacționează în ropote de aplauze. Nicolae Cârreau! Prietenii, colegii de la servicii, toți când am competiții, lupte, ceva, eu sunt permanent cu mine. O mare parte din ei sunt prezenți chiar și la lupte. Mă susțin. Pe ringul de luptă până la ring ies, reprezint serviciu cu cască de pompier. Mulți mă întreabă de ce ales, de exemplu, cu cască. De ce să ies? Cu un furtun sau cu auto special? Și la muncă, când dispare pe 15 minute în timpul liber, îl găsești bătând sacul de box. Am iubita mea Grușă, care deci, permanent nu pleacă nicăieri și, în schimb, o oră, o oră jumătate avem tot timpul la dispoziție să ne ocupăm, să ne mențim în formă. E un perfecționist în viață, în ring, la muncă, iar asta îl ambiționează și mai mult să participe la competiții pentru centuri mondiale.